Nu mai este nevoie. Căciul. Revelion. Deja pronuncerea primăriei, domnul primar, dar de ceva cu acesta, este ales și cu ajutorul Dumnezeu, la terminat mandatul, trebuie să conduce primăria municipiului Copșani. Mai avem niște atribuții delegate care vă explica dânsul cu fost de revocat cu orice. Mai aveți natură, domnul primar? Da? Domnule Cula, dacă aveți nu bine, răspundeți de spațiile verzi? Ok, știți că am eu o problemă cu spațiile verzi. Exceptând zona de sud, care e în refacere, aveți vreo, aveți vreo strategie? Nu mai zângă necătușile în sud, că s-au tăiat blocul, că mă îndegam. Oricând poți zângă necătușile la oricine dintre noi. Nu spuneți nimic, pentru că nu le-am simțit confort. Dar s-au făcut copaci vechi care erau oricând în pericol pentru oameni, pentru mașini și copii. S-au pus copaci care sunt moderni și sunt în toate statele europene. Și data este 3-1. Discuția e prea amplă și nu vreau să vă contrazic acum. Nu a pus copaci, copaci care nu mai sunt bloc, nu mai sunt salcâri, nu mai sunt caici și alte. Nu, aveți foarte serios lucru. Aveți vreo strategie privind spațiile verzi în celelalte zone în oraș? Avem, dar nu mai trebuie și bani. Totdeauna ai nevoie de bani, dar ăsta nu e răspuns. Așa bine, de finanțare 2014-2020, avem câteva idei pe care nu le vom explica la momentul la care le vom pune în aplicare. Când se vor planta în Focșani copaci? Except în situații în care tăiem și plantăm sau ne obligăm să replantăm. În primăvară și toamnă se plantează, vă pot da un exemplu. Acum vor fi aduși 800 de tei care vor fi plantați. Asta primăvara am avut castan, la noi la seră. Hai să facem o conferință de presă, dacă vrei să spunem și probleme și să ne pregătim și vrem să vă spunem. Noua strategie de dezvoltare, cum va fi gata? Este aproape gata. E aproape gata. Să consultare publică.